Ce ne puteți spune în ceea ce privește procedura de acordare a serviciilor medicale, mai ales pentru refugiații din Ucraina, pentru că în aceste momente la ei este această problemă a războiului? Casa Națională de Asigurări de Sănătate a aprobat procedura de acordare a serviciilor medicale pentru cetățenii străini și apatrizi care provin din zona de conflict armat din Ucraina, precum și cetățenii ucrainieri care intră pe teritoriul României. Aceștia beneficiază de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și servicii cuprinse în programele naționale curative de sănătate, în condiții identice ca și persoanele asigurate din România. Furnizorii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, la momentul când aceste persoane se adresează, solicită o copie a documentului de trecere a frontierei aprobat de, și recunoscut de statul român, îl scanează în format PDF și îl trimite instituției noastre care, în regim de urgență, cu celeritate, alocă un cod unic de înregistrare din sistemul SIUI, astfel încât aceste persoane să poată să fie înregistrate și ulterior serviciile acordate acestora să fie validate, raportate și validate de către Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș și decontate. Pe această cale, Serviciul de Evidență Asigurată a Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș are un program stabilit de către conducerea instituției zilnic între orele 8 și 20, inclusiv zilele de sâmbătă-duminică, stă la dispoziția furnizorilor dacă există o solicitare în acest sens să se rezolve astfel încât să nu existe disfuncționalități sau un sincope în ce privește acordarea acestui cod unic de înregistrare. Până în prezent, un număr de 72 de persoane au solicitat acest cod de înregistrare în SIUI. În Sighe 51 de persoane, Târgu Lăpuș o persoană, la Spitalul Județean 4 persoane, la Spitalul de Boli Infecțioase 3 persoane, Pneumoftiziologie o persoană, Borșa 7 și la Cabinetul Medic de Familie din localitatea Călineș 2 persoane. Este bine de informat, dar de altfel noi am și trimis comunicate la furnizorii de servicii medicale că în termen de 72 de ore sunt obligați să încarce aceste servicii în programul unic integrat, deoarece după acest termen de 72 de ore riscă să le fie invalidate serviciile. De aceea recomandăm ca la începutul consultației să solicite acest document. Între timp noi alocăm codul și până la finalul consultației este rezolvată problema.